Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de caniculă și disconfort termic valabilă la nivelul întregii țări în zilele de 18 și 19 august. Potrivit meteorologilor, vineri vremea a fost călduroasă și local caniculară. Așa va fi și sâmbătă pe tot parcursul zilei. Dar hai să vedem ce ne spun meteorologii pentru întreg weekendul. După cele câteva zile de toamnă, cu nori și vânt puternic, căldura a revenit în forță în majoritatea regiunilor și nu oricum, ci cu temperaturi de peste 30 de grade. Astfel, potrivit ANM, în acest weekend se vor înregistra temperaturi maxime de 34-36 de grade. Izolat se va ajunge chiar la 37 de grade în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. Indicele temperatură umezeală local va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități, în special în Câmpia Română și în Câmpia de Vest. Sâmbătă, căldura se accentuează. În orele prânzului local va fi caniculă, în zonele de câmpie și de podiș, iar temperaturile maxime vor avea valori de la 27-28 de grade pe litoral până la 37 de grade în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. Cerul va fi variabil, cu înnorări după amiază în zonele montane și submontane, unde izolat vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va avea intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Duminică, temperaturile vor mai scădea puțin față de sâmbătă. În vestul și nord-vestul țării, dar și în zonele montane, vremea va deveni în general instabilă. Vor fi averse, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată a vântului, posibil vijelii și izolat căderi de grindină. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor fi local însemnate. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar căldura accentuată se menține, pe arii răstânse va fi caniculă după amiaza. Temperaturile maxime se vor încadra între 25-26 de grade în vest și 36 de grade spre sud, unde disconfortul termic se accentuează. Aspectul vremii este predominant însorit și doar la munte vor fi câteva averse. În Dobrogea va fi destul de cald, iar temperatura maximă va fi de 33 de grade la Tulcea, respectiv 30 de grade la Constanța. Pe cer va mai apărea câte un nor nesemnificativ, dar și puțin vânt, în special pe litoral. Că tot veni vorba despre litoral, vremea este numai bună de plajă între anumite intervale orare, iar temperatura apei mării înregistrează 26 de grade. Specialiștii recomandă celor aflați pe plajă să evite bronzatul după orele prânzului, dat fiind că în acest interval, 11-16, soarele nu mai este atât de prietenos. Nu uitați să folosiți loțiuni protectoare!